Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Numele meu este Paul, iar astăzi vreau să discutăm despre imagini. Mai exact, vă voi arăta cum puteți adăuga o imagine într-un document HTML și vă voi arăta câteva proprietăți de care vă puteți folosi pentru a customiza puțin imaginea. Ok, hai să începem. Pentru a adăuga o imagine, trebuie să mergem în secțiunea body și să punem următorul tag HTML. mai mic img mai mare. Atenție! În acest caz, nu avem nevoie de un tag care să închidă tagul img, adică nu trebuie să scriem mai mic slash img mai mare. Okay? Deci nu avem nevoie de chestia asta. Este pur și simplu tagul img. Nu are nevoie de un tag de închidere. Ok. În interiorul acestui tag vom apăsa un space, mai exact după ce am scris img, Vom apăsa un space și va trebui să introducem niște atribute. Ce sunt atributele? Ei bine, acestea sunt informații de care browserul are nevoie pentru a putea afișa o imagine. Și primul atribut și cel mai important atribut, un atribut fără de care acest tag nu ar avea niciun rol, este atributul src egal cu ghilimele. Src este o prescurtare de la cuvântul din engleză source, adică sursă. Practic, în interiorul acestor ghilimele va trebui să precizăm locația în care se află imaginea pe care dorim să o afișăm în documentul HTML. Momentan vom lăsa atributul source așa cum este și voi apăsa un space după ghilimele pentru că trebuie să mai adăugăm un atribut și anume alt egal cu ghilimele. Alt este o abreviere de la cuvântul din engleză alternative. Adică, alternativă. Ce rol are acest atribut? Ei bine, în cazul în care browserul nu reușește să găsească imaginea din ceva motiv ciudat, atunci textul care va fi scris în interiorul atributului alt va fi afișat în locul imaginii. Dar, totuși, hai să vedem cum funcționează chestia asta. Să zicem că în interiorul tagului alt voi scrie textul test. Okay? Deci, voi scrie test efectiv. Okay? Deci, între, între ghilimele astea am scris test. Am salvat și voi merge în browser și voi da un refresh. Vedem că aici apare test și nu apare o imagine. De ce? Pentru că nu am precizat nimic la sursă, ceea ce înseamnă că browserul nu a reușit să găsească imaginea respectivă. Asta pentru că nu există o imagine, dar browserul nu știe chestia asta și pur și simplu a zis că nu a găsit imaginea, așa că a trebuit să afișeze textul test. Și deși textul alternativ este grozav, trebuie totuși să vă învăț cum să afișați o imagine. Pentru asta am pregătit o imagine numită img.png pe care am pus-o în fișierul tutorial test, fișier în care se află și documentul pagina.html. Și asta este foarte important pentru că, pentru a reuși să spunem unui document HTML de unde să ia o imagine pentru a o afișa, trebuie să știm poziția imaginii față de acel document HTML. După câte puteți observa, în acest caz, imaginea se află exact în același document ca și pagina HTML. Ceea ce înseamnă că, dacă vrem să-i spunem browserului să afișeze imaginea, în interiorul tagului SRC va trebui doar să scriem img.png. Pentru că noi vrem să găsim imaginea pornind de la pagina pagina.html. Da? Deci pornind de la pagina.html, unde ar trebui să se ducă browserul pentru a găsi imaginea. Fiindcă și pagina și img se află în același folder, atunci browserul nu trebuie să facă nimic mai mult decât să deschidă imaginea care se află în același loc cu pagina ceea ce înseamnă că nu trebuie să mai navigheze nicăieri. Practic, dacă salvăm documentul și mergem în browser și dăm un refresh, vom vedea că de data asta imaginea a fost afișată, iar textul care apărea mai devreme, și anume test, nu mai apare pentru că, desigur, a reușit să găsească imaginea. Dar totuși, ce se întâmplă dacă mergem în folderul tutorial test și creăm un folder numit imagini iar pe img.png îl punem în interiorul fișierului imagini. Dacă dăm un refresh în browser, vom vedea că din nou nu reușește să găsească imaginea și ne dă eroarea aia test, pentru că nu așa, asta am pus aici unde scrie alt. De ce se întâmplă asta? Ei bine, ce face browserul când încarcă pagina? El zice așa, tu mi-ai spus aici să caut un fișier numit img.png, unde să caut fișierul ăsta? Ei bine, nu mi-ai mai spus unde să mă duc, deci eu presupun că fișierul img.png se află exact în același loc în care pagina se află. Practic, el crede că fișierul img.png se află exact în același loc ca pagina pe care a rulat-o dar cazul nu mai este așa, pentru că am mutat imaginea din acest folder în folderul imagini. Practic va trebui să îi spunem că, bă, când vrei să încarci imaginea asta, tu trebuie să pornești de la folderul în care se află și documentul, în cazul ăsta tutorial test, și va trebui să mergi în imagini, iar abia apoi vei reuși să găsești img.png și poți să o afișezi. Ok, pentru a face asta trebuie să spunem așa, imagini, pentru că ăla este folderul, slash. Ok? Slash. Salvăm și dăm un refresh în browser. Vedem că acum imaginea a fost afișată. Ei bine, ce face browserul? El vede așa, bă, eu trebuie să pornesc căutarea din documentul tutorial test pentru că aici se află pagina.html. Pornind de acolo mă voi duce în imagini, cum mi se spune și aici, da? Odată ajuns în imagini, va trebui să iau imaginea img.png, adică asta de aici, și va trebui să o afișez. După câte ați putut vedea, funcționează. Dar ce ne facem dacă în interiorul folderului imagini se mai află un document numit cartofi și abia în interiorul acelui document se află imaginea? Da? Dacă mergem acum și dăm un refresh pe browser, vom vedea că iar nu funcționează și iar ne este afișat textul alternativ. De ce? Pentru că browserul iar nu știe unde este imaginea. Dar noi îi vom specifica. Îi vom spune să meargă în imagini, apoi să meargă în cartofi, slash cartofi, și apoi slash img.png. Trebuie să meargă în imagini, cartofi, și abia acolo va găsi img.png și o va putea afișa. Dând un refresh în browser, vedem că totul funcționează perfect și da, putem face asta la nesfârșit dacă dorim asta. Dar nu avem de ce, de cele mai multe ori există un folder în cadrul website-ului, în cadrul proiectului, unde se plasează toate imaginile și de acolo browserul pur și simplu și le va lua. Desigur că tu trebuie să-i specifici de unde ar trebui să ia imaginile alea. Ei bine, această metodă se numește self-hosting și practic tu îți găzduiești imaginile. Dacă vrei să iei imagini de pe net, pur și simplu iei linkul imaginilor, astfel încât să apară pe ecran doar imaginea, adică când deschizi linkul ăla să nu ai nimic altceva decât imaginea. Da? Și pur și simplu în loc de toată chestia asta, imagini, cartofi, img.png, vei da paste linkului respectiv. Va fi http 22 două două bla bla bla. Corect? Bla 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 bla. Și acolo pur și simplu -i dai paste, save și rulezi pagina și va funcționa totul perfect. Însă asta înseamnă că nu ți găzduiești tu imaginile, ceea ce înseamnă că nu ai control absolut asupra locului unde se află imaginile tale astfel încât te poți trezi într-o zi că imaginea ta nu mai există pentru că a fost ștearsă de pe serverul respectiv. Deci, cel mai bine, vă găzduiți singuri imaginile și folosiți prima metodă. Dar cam atât a fost și pentru acest tutorial, sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles, iar până data viitoare, numai bine! Pa, pa!